În noi anul de reglementări legislative din România, care mai de care mai stufoase, există destul de multe care fac parte din categoria legi moarte din fașă, adică atât de prost făcute încât efectiv nu pot fi puse în practică. Din această categorie fac parte și legi care trebuie să reglementeze domeniul muncii. Cel mai bun exemplu în acest sens îl constituie legea stagiaturii, care reglementa relațiile angajatorilor cu agențiile județene de ocupare a forței de muncă. Cum e mai avantajos să angajezi direct un absolvent de studii superioare decât să apelezi la AGUFM în județul Neamț, niciun angajator nu a dorit să obțină subvențiile derizorii acordate. La absolvenții de studii superioare, la fel în programul de guvernare, sperăm să apară cât mai curând, va fi o facilitate mai mare pentru angajatori și pentru absolvenții care vor fi angajați, în sensul că se va garanta un salariu de 2500 de lei, din care aproximativ jumătate va fi suportat de către agenția de ocupare pentru angajatori. Deci vor avea un salariu onorabil absolvenții de studii superioare încă de la început pentru 3 ani de zile. Deci va fi facilitatea cu obligația de menținere 5 ani. Așa apare deocamdată deci acest proiect. Directorul AGUFM Neamț explică mecanismele angajării unor absolvenți de studii superioare și necesitatea apariției unor noi reglementări legislative în acest domeniu. Că și până acum existau reglementări legislative pentru cei cu studii superioare. Era acea lege a stagiaturii, prin care, ca să ai, să-ți echivalize stagiul exact în profesia ta, angajatorii primeau timp de 6 luni 500 de lei subvenție ca să angajeze efectiv absolvenții de studii superioare în profilul în care îl are pe diplomă. În schimb, cum fusese dată legea, același angajator, dacă l-a angajat pe o meserie obișnuită, primea acei 500 de lei pe legislația din legea 76 timp de 12 luni. Și nu mai era obligat să facă acel... Deci dacă făcea stagiu, trebuia să aibă și un îndrumător de stagiu, să-i facă un raport de stagiu la sfârșitul perioadei că s-a integrat în meserie și totul e ok. Deci consuma și mai mult, că un om era cumva scos o bucățică din producție tocmai ca să aibă grijă de absolvent. Și în același timp primea de la stat o sumă mai mică angajatorul. Și atunci nimeni nu prefera să face și, din păcate, de când e legea în vigoare, sunt undeva la 4-5 ani, nici măcar un angajator din județul Neamț nu a solicitat să beneficieze de prevederile legerii acestei legi. Deci pentru organizarea stagiaturii. Toți mergeau pe legea clasică. Sperăm de acum toți să nu mai meargă pe cei cu 900 de lei, vor veni... fiind sumele mai mari, vor veni pe legislația nouă și atunci probabil vom avea mult mai, tot timpul am primesc întrebări cât cu studii superioare, câte locuri de muncă avem, cât se angajează și tot timpul cifrele sunt foarte mici comparativ cu celelalte domenii. De acum sperăm ca cifrele să meargă undeva la situația mai reală, pentru că angajările erau pe studii superioare, dar efectiv nu mai treceau prin agenție, pentru că cum ar veni căutători de loc de muncă, erau mulți, locurile nu erau așa multe și angajatorul își găsea direct. Între ultimele oferte de pe piața muncii, în județul Neamț apar 11 oferte de locuri de muncă pentru absolvenții de studii superioare, din care 4 la Piatra Neamț, din 212 locuri de muncă și 5 la Roman, din 174 disponibile.